poloneze au primul atac pozițional. Sala este plină la Dinamo, aproximativ 2500 de suporteri au venit să vadă CSM în ultima partidă oficială din acest an competițional. Matiel în centru, în stânga Kozlovska, lângă ea în extremă este Stanulevici. Și Dinamo a avut parte de un public foarte bun, la fel și CSM-ul. Gol înscris de Bianca Bazaliu. 7-4. CSM rupe ușor-ușor echilibru și se distanțează la plus 3 față de poloneze. Minutul 12. Pianiszewska pentru Juh. Încă un gol reușit de poloneze prin Kozlovska. 17-14, a aruncat peste apărarea noastră în stânga lui Grubisic. 30 de secunde. A scos portarul din nou Helle Thompson, pentru că avem o eliminare la Jakobsen. 20 de secunde. Kurtovic. Vine Cristina în centru, extraordinar, aruncă plasat, dar nu mai îmbară. Juh în bară, recuperează Englo, pasă pentru Aneta Pârvuțu din Ștoiu și se termină prima repriză. Fel ca și Frafjord pentru Norvegia sau Manea și Ungureanu pentru România. Gulden. Jorgensen, Gulden, Bazaliu, fentă de aruncare. Volebarată mingea, este faza meciului, superb, a înscris Frafjord, care a și scos eliminarea la adversarea directă. Începe spectacolul în această repriză. Atât din minutul 40. Să ținem minte această fază. Ce frumos a volebalat mingea Gulden pentru Mari Fratior. 21-17. Prima oară CSM-ul are 4 goluri peste Vistal Gdynia. României se va reuni de mâine, vizita medicală și apoi deplasarea la Craiova pentru trofeul Carpați și apoi pe care a campionatul mondial. Ce pas a dat extraordinar Gulden cu efect între două adversare. Oana Mana foarte atentă, agață mingea și o trimite în poartă. Standing ovation pentru CSM București la ultima fază, probabil, din această partidă. Vă spuneam, aeriană s-a încercat pentru Cristina Neagu. Strivito, polonezele, 9 metri. Englo pasă pentru Pârvuț, aruncă super din cădere cu efect și fructifică. Își face mâna Aneta Pârvuțu din Ștoiu pentru Naționala României. Vom avea nevoie mare de această jucătoare la campionatul mondial, pentru că Laura Kipă, din păcate, n-a mai prins lotul. O altă decizie care poate să fie discutată. Laura Kipă, jucătoare care era în lotul incontestabil de 16, de vreo 4 ani, chiar dacă nu traversează o perioadă foarte bună, acum trebuia încurajată. 34-22, scor final, CSM București.